Acest accident s-a produs în urmă cu puțin timp în municipiul Tulcea. După cum se vede în imagini, este vorba despre un accident grav în care au fost implicate două autoturisme. Unul dintre ele este distrus aproape în totalitate. În cele două mașini se aflau 8 persoane, 5 într-un autoturism și 3 în celălalt. Imediat, la fața locului au venit mai multe ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță, precum și o ambulanță SMURT. În acest moment se acordă îngrijiri medicale pentru 5 persoane. Deocamdată nu știm dacă starea lor de sănătate este una gravă. Accidentul s-a produs la ieșirea din Tulcea către satul Malcoci, drumul fiind blocat în totalitate la această oră.